Bine ați venit la mobilissimo.ro. Azi vă prezentăm unboxing-ul unui nou phablet. Este vorba despre Microsoft Lumia 640 XL LTE și este un phablet cu Windows Phone 8.1 cu Lumia Denim. Vine într-o cutie plată cu semnele Microsoft și nu Nokia. Dacă nu mă înșel, cred că este prima cutie de acest gen la mobilissimo în teste. Acest telefon îl găsiți la prețul de 1029 de lei la evomag.ro sau la prețul de 1009 lei la emac.ro sau la 1199 de lei la Quick Mobile. A fost anunțat în martie și lansat în România în luna aprilie. Hai să vedem ce se află în această cutie. Găsim întâi bateria, dimensiuni destul de mari, vine cu capacitate de 3000 mAh, este o baterie de 3,8 V și 11,4 Wh. Evident avem și un ghid rapid și tot felul de alte manuale și garanții, iar în aceeași cutie se mai află și încărcătorul, nu primi și pereche de căști, iar încărcătorul este cel clasic Nokia, ca să zic așa, iar acum este cel clasic Microsoft, după cum arată brandingul de pe el. Ok, punem accesoriile la loc și este momentul să introducem bateria. Vă avertizez din start că acest phablet are o carcasă din policarbonat, al cărui capac spate se înlătură destul de greu. Impropriu spus capac spate, ca și la multe alte modele Lumia mid-range sau low-end, e vorba mai degrabă de o carcasă wrap-around care necesită puțină răbdare pentru a fi înlăturată complet. Cert este că vor trebui să pornim din colț, din dreapta și iată, în sfârșit am reușit. Avem aici slot microSD, aici slot SIM. Amplasăm și bateria. Punem carcasa wrap-around la loc și din câte știu puteți să schimbați acest capac cu accesorii de altă culoare. Observați că nu avem buton fizic pentru cameră, nu avem nici butoane capacitive, ci avem butoane virtuale pentru Windows Phone. Acest tablet are 4 versiuni. Există versiunea Lumia 640 3G cu diagonală mai mică, varianta Lumia 640 4G tot cu diagonală mai mică și varianta phablet Lumia 640 XL 3G și aceasta Lumia 640 XL 4G sau mai bine zis XL LTE. Practic, aceasta este versiunea mai mare a telefonului Lumia 640. Ok, a început setup-ul, am ales engleză pentru început, așteptăm termenii, sărim peste Wi-Fi deocamdată și instalăm cu setările recomandate. Iată și ora, sărim peste sign-in și acum urmează un proces destul de lung, va dura în jur de 6-7 minute, poate chiar 8 și noi o să-l edităm. Iată, ne reveniți cu aplicațiile instalate de această dată și trecem mai departe la următoarea etapă a setup-ului. Next. Și iată-ne în interfața principală a terminalului cu faimoasele tile-uri și cu zona de aplicații și setări, SMS-ul inițial și zona de quick settings, ca să zic așa. Do not show this again. Avem shortcut pentru cameră aici, în loc să folosim acel buton fizic de cameră care lipsește. Iată, ni se promovează și funcția Living Images, care o să o activăm ceva mai încolo. Și am ajuns și interfața camerei, dar să revenim la terminal, acest phablet măsoară 9 mm în grosime, el cântărește 171 de grame și are o carcasă din policarbonat. Ecranul său este unul de 5,7 inch, este un IPS LCD cu rezoluție de 1280x720 de pixeli. La interior avem parte de 8 GB de stocare, 1 GB de RAM, slotul microSD suportă până la 128 GB de stocare extra, iar bateria este o unitate de 3000 mAh, care vă oferă 10,7 ore de playback video. Procesorul acestui terminal este un quad-core Snapdragon 400 la 1,2 GHz, iar alte dotări includ Bluetooth 4.0, LTE categoria 4, ceea ce înseamnă viteze de download de până la 150 de MB/s, NFC și avem parte de o cameră de 13 MP în spate, cu tehnologie Zeiss, după cum scrie și aici, și cu Blitz LED, în vreme ce în față avem o cameră de 5 megapixeli, ambele camere suportă captură video Full HD pe acest terminal. Camera din spate are deschidere F2.0 în cazul în care vă întrebați. Aflați că acest terminal este în pole position pentru a primi Windows 10 for Mobile atunci când acesta va sosi luna viitoare, din câte știm noi. Ok, cred că este momentul să revenim la cameră și să aruncăm o privire asupra interfaței sale.
vedem un frame rate destul de bun și opțiunile obișnuite, care pot fi declanșate sub formă de semicerc, după cum știm deja de la modele Lumia ceva mai vechi. În rest, avem și o zonă de setări aici, cu opțiuni speciale legate de bracketing, timer, aspect ratio, opțiuni generale și opțiuni video, cu posibilitatea de a alege atât rezoluția în care filmăm, cât și frame rate-uri destul de variate. Ok, cam atât despre acest phablet, Microsoft Lumia 640 XL LTE, se anunță destul de interesant, prețul gravitează în jurul a 1000 de lei și sunt tare curios cum se comportă camera sa, dar și bateria, ceea ce o să aflăm în teste din zile viitoare. Rețineți, butoane virtuale Windows Phone, niciun buton pentru cameră și Windows Phone 8.1 cu Lumia Denim în teste în curând, un review detaliat. Cam atât la Mobilissimo, acesta a fost unboxing-ul lui Lumia 640 XL, varianta LTE. La revedere!